Kloakovic. Da, câteva erori defensive foarte mari făcute până acum. De Dinamo, care are totuși o acțiune promițătoare. Sorescu oprește cu talpa, trage de pe loc. Este un ricoșeu. Cainurios intră în acea minge. Cainurios. Driblează un șut și e gol! Car deschide scorul 1-0 pentru Dinamo. Un gol, parcă au dat o gaură cu burghiul în apărarea Chindiei, cei de la Dinamo. Cainurios s-a înșurubat acolo, s-a dus mingea, a sărit până la urmă din acea contră la Carp, care reușește să înscrie 1-0 Dinamo. Iată că ocaziile se răzbună, vechea vorbă din lumea fotbalului. Așadar, 1-0, minutul 63. Carp, care mai avea doar 20 de minute în tricoul alb-roșilor, este la locul potrivit. Revedem faza, o fază la care nu au reușit să respingă jucătorii Chindie. Aici Celea nehotărât în fața lui Cainurios și îți trebuie ceva șansă. Dinamo a avut în ultima perioadă și foarte mult ghinion. Cumva la un moment dat trebuie să mai iasă soarele și pe strada ta. Ai un ricoșeu cât se poate de fericit la această fază pentru Dinamo. Iată, mingea ajunge exact în piciorul lui Car, care de la 6 metri îl execută pe Cătălin Căbuș și un cadru foarte... Aici preluarea lui Nunici, continuarea slovenului cu pas pentru Ivanovski, prelungire până la șutul lui Cătălin Carp, departe totuși debuturile lui Ducan. Este scos mult înapoi, Bani continuă, pasă pentru Carp, se întoarce frumos cu fața. Carp ar fi vrut probabil colțul lung. Cam în față, blochează foarte bine Eșanu. CFR Cluj putea închide meciul, putea face 3-0. După o pasă de gol, Deac foarte aproape de a patra reușită în acest sezon. Andrei Pinto, Cosmin Matei pentru Cătălin Carp. Joacă acolo, în fața Cătălin Carp. Răzvan Popa. Carp întoarce pentru Popa. Iată că... Te rog. Da, le oferă minute, Rednic. Celor care abia au venit. E primul meci pe care Nisa e genul de atacant care să aibă cine știe ce statistici fenomenale. Două sezoane mai acătării în campionatul Sloveniei. Partidă în care lui Dan Petrescu i-a ieșit totul și a odihnit jucătorii mai în vârstă, fără ca aceștia să se supere, gen Culios. Nu a fost Grigore, ci Pinto. Torje trece elegant, pasă la interior, e fault, da? Daniel Florea, Daniel Popa au jucat când unul, când celălalt în ultimele etape, din cauza accidentărilor, din cauza suspendărilor. De asemenea, Celea și Iacob formează voluntari, însă aceștia sunt jucătorii, cel puțin până în iarnă. Rednic nu are alții de unde să aleagă. Să-l vedem pe Vestenici. Îi lasă mingea lui Bordușanu. Centrarea lui Bordușanu, lovitură de cap. Ocazie multe, 40. Asta urma să te întreb. Când a arătat foarte bine în acest campionat defensiva lui Dinamo? A fost Celea, fundașul central. Da, se alunecă foarte tare. Iar jucătorii au mari probleme cu echilibrul. Carp încearcă o diagonală, se păcălește rumpula cu Borduș, nu, Jipa a fost Bordușa. Ofensiv, cele două nu stau foarte bine. Chindia, al doilea cel mai slab atac, cu 12 goluri.
după Mioveni, în timp ce Dinamo are 13 goluri abia. Dar aceasta îmi pare o confruntare deschisă. Și e posibil să asistăm la câteva goluri, de ce nu? Aici e Ștefan cel Mare. Jucător nimerit de actuala conducere administrativă și tehnică a lui Dinamo, acest fundaș central portughez. O pasă a lui Vestenichkin, care CSB și cum au reacționat fanii lui Chelsea după ce favoriților au evitat de două ori numele mari la tragerea la sorți pentru optimile Champions League. Soresc, o centrare cu exterior. Sezonul trecut. Da, are un singur gol din faze fixe. Adică a dat 11 din acțiune. În timp ce Dinamo din 3 iese Paul Iacob, mingea ajunge, o pasă excelentă pentru Bordușanu. Iese Căbuz foarte bine. Se îndepărtează de el Dulca. Primește Popadiuc. Frumos, trece de Ito, intrare prin alunecare a lui Carp, își pune echipa pe contraatac, două soluții în banda stângă, întins piciorul Ivanovski, Sorescu la întâlnire, prea în față pentru Mirko. Andrei Radu. Țâră, minge întoarsă până la Cătălin Carp, 28 de ani pentru Carp, la golul pe care l-a marcat contra Chindiei, jucătorul moldovean poate spune că a fost eroul succesului. Că încă nu și-au luat, cum se spune, reperele oamenii lui Mircea Rednic. Extrem de pasivă defensiva lui Dinamo mai devreme. Bogdan Rusu, joc periculos aici, așa a apărut, arbitru însă lasă jocul să continue. Continuă cu Pamo, combinația cu Torje nu prea iese. Țâră, coboară între linii, cum se spune, mă rog, nu prea există acest termen deocamdată. Carp, care îl cheamă în zona, însă ocazii chiar să egaleze, să salveze un punct din acea deplasare la un șut al lui Bogdan Rusu pe stângul, venind de aici din dreptul, se spune, pe picior invers, o situație bună sau favorabilă unui jucător cu profilul lui Bogdan Rusu. Deci au făcut un meci consistent, de aceea spuneam, nu rezultatul era important pentru Mircea Rednic, important era să vadă acea partidă și să-și ia măsurile de precauție. Ce deschidere frumoasă și Cătălin Itu poate centra primul atac al lui Dinamo. Contra lui Șef și Mioveni a mai pierdut un meci, cel din Gruia. Iarăși a revenit întrebarea pentru Pelic dacă e pregătit să înfrunte o decizie limită și anume despărțirea de el. Să urmărim acest atac, pasă cu centrare în fața porții. Vine... poate cam târziu Cătălin Țâră, a funcționat deciziile, mă rog, conducătorul clubului poate să ia deciziile pe care le consideră logice. Și a mai spus Pelic o chestiune, deci l-a trecut pe Carp în dreapta și l-a adus pe Itu aici în stânga. Poate că Itu se simte mai bine aici. Trebuie să pună însă mingea jos, pentru că dacă e țupăită, n-are ce să facă cu ea. Carp l-așteaptă pe Andrei Radu. Torje se vede foarte puțin în această jumătate de ceas. Dinamo calmează. Da, Mioveniu a avut un rezervor plin cu o benzină cu o cifră octanică ridicată pentru primele 20 de minute. Însă nu cred că au avut pentru toată prima repriză, de aceea au mai slăbit un pic ritmul și o lasă și pe Dinamo să joace, sau mă rog, vacanță mai lungă după o lună de zile. Dacă te uiți la primul 11 al lui Dinamo, riști să nu mai recunoști jumătate de echipă, deci cumva previzibil că se vor mai produce modificări la nivelul lotului, în special în perioada de mercatul. 30 de ani, portarul împrumutat de la FCSB este cel care repune balonul în circulație. Caută pe Bogdan Rusu. Carp, am eu venit locul 14 în acest moment. Să nu uităm totuși un antrenor care are niște performanțe, fotbal românesc, 3 promovări cu Voința Sibiu, cu Hermannstadt în 2018, cu Mioveniul și poate și acest amănunt contează pentru această
schimbare de imagine cu Dinamo având inițiativa cu pasă pentru Dean Sorescu în careu. Dean pe stângul pentru șut, este blocat și este penalti, decizia lui Costreie. 11. De data asta serviciul lui Cătălin Carp a fost scurt. Torje, bună preluarea, bun controlul. Avea trei adversari încercaseră să ia mingea lui Torje și el a păstrat-o în poziția. Sanchez mi se pare că sună mai spaniol decât Betancor. Numele de acest meci. Scos la vânzare Dean Sorescu pentru 1 milion de euro și 20% din transferul ulterior, cam mare prețul cerut de Dinamo. Vista a fost prea optimist, prea încrezător ce poate prea încrezător în ceea ce poate această fază Bredi Denoyer și blochează această pasă Constantin Grameni. Da, a apărut că l-a luat puțin peste picior pe Gianni Crețu, pentru că a dat mingea pe lângă el, deși era la vreo 5 metri distanță. Repet, are un sprint pe excelent, dar nu poate depăși chiar orice adversar, indiferent de zonă. Cătălin Carp cu o pasă bună pentru Mirko Ivanovski, trece acolo Ivanovski, iese în cele din urmă. Cul 6, pentru că farul pe toată durata primei părți a sezonului a alergat după un loc de play-off, un loc pe care îl ocupă în acest moment. Itu șut mult pe lângă Denoyer, repune mingea pentru Purece. Denoyer centrează, mingea este oprit acolo de Cătălin Carp, care a coborât. Amzar e titular la această selecționată, care a obținut calificarea la turul de elită. Pasa lui Carp nu e o noutate pentru el, să joace fundaș central pentru Itu, care așează balonul pentru Cătălin Carp, cere balonul acolo Măgureanu, pasa lui Carp este pentru Măgureanu, prinde poarta, dar nu-l poate surprinde. Ceva mai hotărâți dinamoviști în aceste minute, probabil împinși să atace și de către fani, să iasă din resemnarea pe care au arătat-o minute la rând. Și iată, și Rednic va face schimbări pe care le putea face Mircea Rednic. Și singurii jucători pe care îi mai avea pe bancă, jucători de câmp, pentru că altfel mai era vara. Bani, Țâro, lovește mingea Duso. Acum nu putem ști dacă a lovit și piciorul adversarului aici, dar clar a lovit balonul. O centrare, mingea este respinsă de larie din preajma lui Țâră Carp și Itu alege varianta unei pase în spate către Eșanu. Primește Jaffer, Itu cere Cainurios, mingea ajunge însă la Cătălin Carp, care îl joacă tot pe Itu. Cumva pierd vremea la centrul. Minge în spate, Ahmed Bani la Cătălin Itu, încă 2 minute până la finalul întâlnirii. Carp pe